nu sunt un ghicitor de meserie, dar ce văd aici e o încântare. E deschis podul? Dar n-avea grilaj. A, se poate? Până unde se poate? Nu, nu încolo, nu mai așa. Și e scena, și sunt astea putrede. Suntem la podul suspendat din Parcul Romanescu, a doua zi după ce spectacolul de teatru Tosca ar trebui să aibă loc, cu ocazia Zilelor Craiovei. Pentru scena care a fost amenajată sub pod, podul a fost folosit ca parte din recuzită. Momentan accesul pe el nu mai este atât de îngrădit, e doar o placă de gard din multele care erau. Corpuri de iluminat montate pe podul Monument Istoric, pod care este închis publicului de mai bine de un an, pentru faptul că are podeaua deteriorat. Podeaua, puteți vedea în aceste imagini, se pare că una dintre scândurile care era ruptă și lipsea, mi se pare, a fost înlocuită provizoriu pentru a permite accesul pentru organizarea spectacolului. Iar restul podelei a arătat așa cum o vedeți în aceste imagini. Curios este că pentru scena amenajată sub s-a folosit foarte multă scândură, dar pentru refacerea podului nu se găsește această scândură.